Dragi și onorați invitați, vă spun bine ați venit la acest eveniment de suflet și anume lansarea primului volum de proză scris de domnul Ioan Vasile Bulgărean, consăteanul meu drag, cu care am copilărit împreună în Zanuc, un sătuc așezat la capăt de județ Sălaj, dar care ne-a oferit pe vremuri o educație sănătoasă, atât prin școala pe care am urmat-o acolo, cât și prin educația aleasă primită de la părinții noștri, dar și de la membrii comunității de acolo. De ce am amintit că este primul volum de proză, îl aveți și dumneavoastră în mână, așa-i? Pentru că așa este realitatea. Domnul Ioan Vasile Bulgărean a cochetat cu literatura încă de pe vremea când a fost în școală, de pe vremea când a fost activ, lucrând ca subofițer, iar apoi ca ofițer la Poliția Română. Scriind mai multe volume de versuri pe tematici diferite. Și aș vrea să le amintesc și pe acestea, dacă îmi permiteți. Toate au fost scoase prin editura Silvania. Primul volum, Dor de voi, în 2008. Urmează volumul 2 din 2010, Saloanele iubirii. Urmează volumul 3, scos în 2011, Visul de vis, niște gânduri. Iar în 2013 a scos volumul Sub semnul fecioarei. În 2014, Dragoste și spini, Șoapte de toamnă în 2016, după cum vedeți, sunt multe și foarte valoroase. Poate dumneavoastră le cunoașteți mai bine, ați mai fost la lansarea acestor volume, le-ați citit, le-am citit și eu, la rândul meu, sunt niște cărți deosebite, de suflet, melancolice, care ne aduc aminte de viața petrecută de noi, de fiecare dintre noi ne putem regăsi în aceste volume. Și iată că a venit anul 2017 și a văzut tiparul acest volum, Haz și necaz. Acesta este un volum minunat, scris în proză pentru prima dată de autorul nostru, la fel ca celelalte volume, toate apărând la editura Silvania, dar toate aceste volume au cod ISBN și sunt editate prin Biblioteca Națională a României. Deci sunt valoroase și din acest punct de vedere. Acest volum conține 122 de pagini, iar prin întâmplările prezentate, scot în evidență, într-un mod cu totul inedit, aspecte trăite sau culese de către autorul nostru, din anturajul personal, de-a lungul timpului, mai exact în cei 30 de ani, când a lucrat în cadrul Poliției Române și când s-a format în școală pentru această misiune. Autorul cărții a publicat și înainte de a scrie aceste volume de poezii, având scrise numeroase articole și poezii publicate în presa timpului. Iar acest volum, pe care vi-l prezint azi cu mare drag, este o încununare, este cireașa de pe tort a preocupărilor sale în domeniul literar, dar să amintim și în domeniul poliției, deci prezintă în special activitatea din acest domeniu. Aspectele cuprinse în volum, prin comicul lor, ar fi fost păcat să fie uitate. Meritau să fie imortalizate. Chiar autorul mi-a spus, când mi-a mânat volumul său, și dau perfectă dreptate, după ce l-am citit, spun și eu că ar fi fost păcat să nu cunoaștem aceste lucruri. Dau doar un exemplu. Cum să nu râzi, tânăr fiind elev în școala militară
și să sun pentru o întâlnire în aceea zi și la aceeași oră trei prietene, în speranța că măcar una dintre ele va onora invitația celui scris în această întâmplare. Dar întâmplarea ce a făcut? Că la aceeași oră, în același loc, au apărut toate trei. Concluzia o să o vedeți dumneavoastră. Toate personajele din carte sunt reale, dar pentru protecția lor, autorul nostru a folosit nume fictive. Poate unii dintre personajele de aici se vor regăsi. Poate mai trăiesc, poate mai lucrează în domeniul poliției. Și ajungând la ei volumul, se vor recunoaște și vor face și ei haz de necaz, cum se spune în popor. Dar, cum afirma atunci, cum a intitulat cartea autorul nostru, Haz și necaz, oare de ce? Pentru că întâmplările povestite reiese că personajele cele hazbi și care au făcut atâtea fapte care acum ne stârnesc râsul și atunci făceau o glumă, au fost nevoiți să suporte consecințele. Consecințele glumelor, consecințelor faptelor făcute cu voie, poate uneori fără voie, fiind tineri sau așa mai departe. Este un volum care te determină să nu îl pui la o parte, până nu îl parcurgi întru totul. Întâmplările sunt foarte interesante, mai ales pentru dumneavoastră, cei care mai lucrați în domeniu sau cei care ați lucrat în domeniul poliției. Dar nu este de ocolit subiectul acestei cărți nici pentru cei din viața civilă. Pentru că știm că întotdeauna am fost curioși, oare ce se întâmplă în poliție? De ce s-a întâmplat asta? De ce acolo lucrează așa? De ce trebuie să poarte uniforme? Sunt niște întrebări la care găsește răspunsul orice cititor. Titlurile întâmplărilor nu sunt alese la întâmplare. De exemplu, ceistul, maiorul C, colonelul T, domnișoara primejdie, repartiția, dar și dumneavoastră le vedeți acestea în volum, iepurele salvat. Deja și titlul spune că este un pamflet, este ceva de râs. Informatorul, haine de paște de la țigan. Unde e diaspora? A fost un personaj care nu știa că de fapt nu există. Diaspora nu este o țară, o republică. Și el spunea că unde e republica diaspora? O să găsim și răspuns la această întrebare. Nu fiecare înțelegeau sensul cuvintelor. Sper că noi le vom înțelege. Popa și milițienii, mielul de Paște, de ale lui Vasile. Știm că Vasile e simbolul omului de scurcăreț. Bineînțeles, acum nu fac... nu mă gândesc la autorul nostru, spus între ghilimele, știm că în popor se spun multe bancuri și multe glume. Tot așa le vom găsi și în acest volum. Dar nu doresc să vă dezvăluiesc mai multe din această carte, care consider că este deosebită atât prin conținut, cât și prin limbajul folosit, dându-ne posibilitatea să cunoaștem aspecte, poate mai puțin cunoscute, din viața celor care lucrează în poliție. Toate acestea fiind prezentate de un om deosebit, cu un simț al umorului de... Cartea se vrea a fi un pamflet, dar în încheierea ei, autorul este cum nu se poate de sincer. Acestea au fost cele câteva episoade din viața mea de slujitor al legii.
o perioadă din viața mea de o frumusețe cum numai noi, cei care am trăit-o, știm cu ce s-a mâncat și cu ce se mănâncă, dar din păcate nu vom ști niciodată cu ce se va mânca din cauza timpului în care am ajuns să trăim. Suspicioși din fire, școliți parcă pentru o dezbinare perpetuă, se pare că în prezent meniul acestei profesii este compus din altfel de ingrediente menite a provoca o stare de disconfort continuu celui de lângă noi, adică aproapelui nostru. Este dureros să vezi cum oamenii pe care i-ai promovat, oameni de care ai avut grijă ca de copiii tăi, ajung să nu-ți mai dea niciun fel de atenție și aproape că te mai salută sau în alte situații îl iartă pe cel de lângă tine, dar pe tine niciodată, tocmai pentru că ei sunt cineva, iar tu nu mai faci parte din gașca lor. Mi-am asumat acele trăiri cu gândul că omul în viață trebuie să realizeze ceva și nu m-au deranjat episoadele trăite. Am acceptat, fără vreun resentiment, toate vitregiile serviciului pentru care am jurat credință și pe cât posibil mi-am ajutat oamenii în aceste situații, în orice situații. Am tăcut când locuiam într-un fel de cămară în care mâncam, mă spălam și dormeam, iar a doua zi mă duceam la muncă. Am tăcut când am fost pus în situația să-mi cunosc viitoarea soție în condițiile de mai sus. Am tăcut când mi s-a născut copilul și serviciul m-a depărtat de el, ajungând să-l cunosc episodic. Trezindu-mă la un moment dat cu el mare, lângă mine, aproape fără să ne cunoaștem. Am tăcut când în numele interesului național am fost mutat de vreo 6 ori de la un loc de muncă la altul. Apropo de rotirea cadrelor, înțelegând că așa trebuie să fie. Am tăcut când amici de-ai mei din alte structuri cu misiunea asemănătoare în perioada evenimentelor din 1989 m-au făcut terorist, pentru că apăram de lucrurile rele comunitățile în care lucram. Am tăcut că nu mi-a fost permis să mă realizez pe plan profesional, pentru că ochii cuiva nu conveneau anumitor interese meschine. Am tăcut când mai târziu niște miniștri, deveniți pe urmă niște penali, mi-au respins niște cereri cât se poate de oneste menite să ducă la realizarea mea ca profesionist. De fiecare dată am făcut ceea ce mi s-a cerut pentru ca să pot să ajung azi să trăiesc și să văd în ce mediu am putut să respir aproape 30 de ani. În concluzie, sunt un om care nu și-a spus ultima părere despre ceea ce se întâmplă în jurul lui și de aceea, astfel de momente, ca cele supuse atenției voastre, vor fi redate mereu și consider că numai așa ne vom putea vindeca de maladia în care trăim și pretindem că ne este bine. În concluzie, vă atrag atenția că și noi, milițienii sau polițiștii, suntem oameni exact ca voi. Și noi trăim, avem familii și suntem supuși greșelii. Nimeni nu este perfect, iar vouă, actualilor și viitorilor slujbași, vă doresc să trăiți clipe frumoase. Cred că aici nu mai trebuie adăugat niciun cuvânt, dar totuși, să revenim la realitate. Și autorul volumului nostru este un om ca noi toți, cu sentimente, cu
cu o viață trăită din plin, cu amintiri pe care, în volumele pe care le-a scris, le recunoaște, le reamintește tuturor. Este mândru de ceea ce a făcut și eu îți doresc să fii mândru și pe viitor. Și aici este un epilog, vă rog să-l citiți și dumneavoastră deodată cu mine. Suntem și noi niște oameni ca toți ceilalți, cu bune și cu rele, de parcă s-ar putea și altfel. Nu, spunem noi. Cel care nu recunoaște acest lucru înseamnă că nu este om. Aș mai dori să mai adaug doar un lucru, deoarece lansarea acestei cărți, nu știu dacă din întâmplare sau data a fost aleasă, s-a întâmplat să fie exact în săptămâna când în întreaga lume ne aducem aminte de cei dispăruți dintre noi, de cei plecați în eternitate, părinți, frați, rudenii, cunoscuți. Dați-mi voie, ca în memoria lor, să vă citesc o poezie din primul volum, adresată mamei, dar eu cred, mamei lui Vasile, dar cred că este valabilă pentru noi toți. Mi-e dor de tine în fiecare ceas și gândurile sunt departe, te-am căutat și dincolo de moarte și tot cu amintirea ai rămas, am rămas. Măicuța mea de dincolo de cer, vorbesc cu tine în fiecare noapte, vorbesc și ascult a tale șoapte, iertare în genunchi în cer. E lumea mai pustie fără tine, totul e gol în jurul meu și cer să te țină în pază bunul Dumnezeu și să-ți trimită gândurile înspre mine. Fii sigur că astăzi mama ta este împreună cu noi. Dumnezeu să ierte! Cartea este născută din dorința de a imortaliza momente unice din viața unui om sau, dacă vreți, din viața unei colectivități. Cartea nu se dorește a fi un bestseller, Doamne ferește. Ea e nedatograbil. Și pur și simplu o rememorare a unor momente din viața autorului și a prietenului. S-au spus multe lucruri și se vor mai spune, cu siguranță, multe povești despre noi. Despre noi, slujitorii nevinovați ai sistemului în care am trăit, trăim și vom trăi, cu tristețea gândului că totul se petrece în cunoștință de cauză, cunoștință de cauza celor interesați în a discredita. Nu întâmplător am strecurat în carte momente trăite de mine sau de prietenii mei, în strânsă legătură cu semenii noștri, lângă care am trăit și trăim clipă de clipă și lângă care, vrând nevrând, devenim subiecte de glumă, dar să nu uităm că în situații grave ne zbatem împreună pentru a face adevărul. Bun slujitor al legii nu se va putea delimita niciodată de anturajul în care își desfășoară activitatea, anturaj format de persoane din administrație, biserică, justiție, armată, școală și, nu în ultimul rând, membrii societății civile, adică cetățeni. Cetățeni și oficialități din interacțiunea cărora cu noi, cei despre care vorbim, se naște de multe ori umorul. Umorul fără de care ar fi mult mai săraci, din toate punctele de vedere, ar fi mult mai tăi, mai reci și lipsiți de importanță. Cartea redă cu exactitate momente din viața autorului și a prietenilor, cum am mai amintit, acolo momente povestite au stat la bază. Nu veți regăsi detalii legate de identitatea personajelor, pentru că așa mi se pare corect. Dar vă spun că în anumite situații hilare m-am regăsit fără să vreau și trebuie să recunosc. Cartea se vrea a fi o redare a unor situații normale, din normalitatea vieții normale a unor oameni normali. Vă doresc lectură plăcută!